Numită pe drept cuvânt Jeanne d'Arc a României, sublocotenentul Ecaterina Teodoroiu s-a pus la dispoziția țării din primele momente ale intrării în război. A fost pentru început infirmieră la spitalul din Târgu Jiu, făcând parte din ceea ce se numea cohorta de cercetași Domnul Tudor, compusă exclusiv din voluntari. În ziua când România a intrat în război, cercetașii au fost asimilați ca structura auxiliară a armatei. Câteva săptămâni mai târziu, la auzul morții fratelui său Nicolae, în timpul unui asalt, cercetașa Teodoroiu a cerut să se înroleze ca soldat în locul lui. După mai multe refuzuri, comandanții superiori au cedat dinaintea stăruințelor ei și au trimis-o să lupte cu arma în mână. Ecaterina Teodoroiu a devenit astfel prima femeie din România care a luptat ca militar înrolat în linia întâi. Ca și Jeanne d'Arc, Ecaterina, cum i-au zis mai târziu, căci numele de botez Cătălina era prea fragil și avea nevoie să fie botezată cu numele unei martire, a căzut și ea prizonieră la dușmani și a fost dusă în lagărul de la Târgu Cărbunești. A dat dovadă de o prezență de spirit și un curaj exemplare. Pândind momentul potrivit, a anihilat santinela de pază și a evadat, fiind reprimită cu entuziasm de soldați, care începuseră să vadă în ea o femeie puternică, gata să le fie și lor sprijin de încredere. Către finele anului 1916, a fost rănită de un obuz la piciorul stâng, dar curând, la începutul anului următor, va reveni pe front. Impresionat de curajul și de patriotismul ei, regele Ferdinand I i-a conferit două distinții ostașești extrem de prețioase, Ordinul Virtutea Cercetășească de Război în Aur și Ordinul Virtutea Militară de Război clasa a doua. În același an va fi ridicată în grad și se va da comanda unui pluton. Atunci, Armata Regală Română pregătea o mișcare amplă pe linia Varnița-Muncelu pentru a opri ofensiva armatei germano-austro-ungare, conduse de feldmareșarul August von Mackensen. Plutonul tinerii Teodoroiu se afla și el la datorie. Era 22 august 1917, când, conducându-și oamenii, domnișoara sublocotenent s-a avântat în bătaia gloanțelor. Apoi a amuțit. Două gloanțe o loviseră în piept. Rănită deosebit de grav, cu ultimele ei puteri, le-a strigat îndemnul de luptă: înainte, băieți, nu vă lăsați, sunteți cu mine, înainte, răzbunați-mă! Au fost ultimele cuvinte ale sublocotenentului Ecaterina Teodoroiu. În acea zi, bătălia a fost câștigată de Armata Română. Eroina a fost înmormântată pe câmpul de luptă. Plutonul ei a plecat mai departe, spre altă bătălie, care se cerea câștigată. Târziu, trupul ei a fost mutat într-un sanctuar al eroilor. Un monument dedicat eroinei de la Jiu a fost ridicat de către milița Petrașcu și amplasat în mijlocul orașului Târgu Jiu. Este un sarcofag cu un bazorelief sculptat ce reprezintă povestea ei eroică ieșită din comun.